V-am promis în această seară întâlniri speciale. Bună seara încă o dată tuturor celor care sunt cu răi da buni. Hristos a înălțat. Adevărat s-a înălțat. Rodica Popescu-Bitănescu este prima noastră invitată. Deja ne-am apucat de treabă pentru că știu că respectați această datină frumoasă. Această superbă datină. Înroșiți ouă, inclusiv de înălțare. Da, se roșesc totdeauna ouăle joia, pentru că atunci cade înălțarea, după 40 de zile, după ce Iisus Hristos a murit, a înviat și după 40 de zile în fața apostolilor s-a ridicat la ceruri. Și acum de-a dreapta Tatălui. Ispasul, îi se mai spune popular, sărbătorii de înălțare și de fapt semnificația acestei zile e faptul că după 40 de zile la înălțare Mântuitorul Iisus Hristos își termină misiunea pe pământ, misiunea de prin care a plătit păcatele pentru noi. Pentru noi. Da. Doamnelor și domnilor, bine ați venit în bucătărie la Răi da Buni. Astăzi lucrăm la două bancuri de lucru. Eu cu Elena, mulțumesc Elena. Elena a roșit ouăle, a fost și la biserică astăzi. Foarte frumos. Dar știi ce îmi pare rău? Că am căutat vopsea în toate magazinele mari și mici astăzi. Nu am găsit nicăieri în tot Bucureștiul vopsea de ouă. Rușine pentru noi celor găsit care... Voi ați găsit mășimiri, nu știu era unde. Era undeva acolo, spatele raftului. Am vorbit cu șefa de magazin. Doamne, ne-a mai rămas ceva de la Paște. Stați, că dar nu e normal. Adică ar trebui să fie plin de vopsea roșie. Mă rog, astăzi nu ne supărăm că sărbătoare mare și discutăm despre lucruri foarte, foarte plăcute. Da. Am pus ouăle fierb, sunt gata imediat. Așa, uitați, avem cozonac. Totdeauna eu mănânc bine crescut numai cu cozonac, cu stafiduțe. Asta e marea mea plăcere. Mie nu-mi place cozonacul cu nucă. Cu nucă? Nu, numai cu stafide. Cu mac, nu? Nimic, numai cu stafide și găsesc foarte greu. Pentru că nuca o mănânc naturală. Uh-huh. Dar nu-mi place nuca în cozonac. Fiecare om cu dar trebuie să aibă multe stafide, nu? Stafide, vreți să tăiem cozonacul puțin? Să... Nu, acum nu trebuie, nu? Da, nu. Haide, eu zic că ouăle mele sunt aproape gata. Aș vrea să oprim aparatul acesta. Nu vă uitați la mine, vă rog frumos. Elena! Da! Avem pe cineva care nu știe să oprească aparatul. Acesta. Electrocasnic. Și vrei să îl oprim ca să scot ouăle, dar eu le mai las 2 minute. Okay, 2 minute, da? După ce stingem... Da, ca să iasă puțin cleioase. Nici foarte tari, nici foarte moi. Mm-hmm. Da. Și după ce terminăm cu treaba aceasta de scot ouăle, vreau să vă spun și câteva evenimente de teatru pe care lumea le așteaptă. Eu știu. Tu le știi? Da. Da. Știu. Ce puteți să mă ascultați. Da? Puteți să mă scoateți la tavlă. Bravo. Încep să-mi scot ouțele. Bun. Aveți vreo rețetă specială pentru roșit ouăle? Nu. Clasic. Clasic. Eu le roșesc așa. Când încep să le pun la fier cu totul, și 6 minute trebuie să fiarbă în apă. După 6 minute le scoți și sunt foarte plăcute. Nici foarte tari, nici foarte moi. Ușor cleioase. Sunt extraordinare. Dacă mă țineți mult de vorbă, uite, am uitat, mai păcălit. Și putem să și ciocnim, nu? Păi da, asta Cristo am și făcut treaba asta. Adevărat și să spun adevărat s-a înălțat, dar bineînțeles. Pentru că astăzi e o sărbătoare foarte mare. Astăzi Domnul nostru Iisus Hristos ne ajută ca să ne depărtăm de relele știute și neștiute și pentru sănătate, să fim sănătos, să avem multe bucurii. Asta este. Despre bucurii și despre sănătate vreau să vorbesc cu dumneavoastră, pentru că anul ăsta e, știu că aveți o aniversare specială. Dar nu vorbesc despre asta, eu nu vorbesc despre aniversări, deloc și despre ani. Nu vorbesc, nu despre ani. Nu mă interesează. Nu țineți la ziua de naștere? Nu... Sunt foarte discretă cu ziua de naștere, foarte puțină lume invit, în afară de soțul meu, foarte rar. Doamne, oprește-mă aparatura asta, că fierbe Elena, în bădăi. Elena, ce faci? Pentru că eu am alt aparat și nu știu cum e la voi. Deci e aproape ca la mine. Vezi ce înseamnă? Da, iată tehnica. Pale mele le-a spus la foc mai mic, nu? Eu nu m-am băgat, ale tale sunt ale tale. Ale tale, ale tale, sunt pe lume. Uite-te frumos, zici că e compot de cireșe la mine. Ce facem, Elena? Pierdem competiția asta? Pierdem. Sunt foarte frumoase. Lasă, acum bine că le avem, doamne, ouăle. Știți cum trebuie să iasă ca să rămână culoarea în ele? Trebuie pusă 4 linguri de oțet în apă. Altfel, culoarea nu rămâne, doamnelor și domnilor. Oțet,
4 linguri de oțet și puțină sare, să nu se spargă ouăle. Mm. Și acum să trecem la ale noastre. Deci mă credeți că ce eu până, că... până în ziua de astăzi, singura dată când am înroșit ouă, am făcut-o acasă, în Baia Mare, dar le vopsim natural, cu ceapă, cu... Știți? Nu știu să fac așa ceva. Așa. Eu nici nu știam că vopseaua se pune în oală. Eu credeam că să vopsesc după ce se scot de la fier. Și n-am chestia asta, să le pictez, să le fac, să... Da, nici n-am timp de așa ceva. Și mă, ca să sparg, să muncesc atașul, să arunc coaja pictată. Nu, dom'le, eu așa știu, datină bătrânească. Așa mă păd de la bunici și în familia mea. Niciodată n-am să uit una dintre declarațiile dumneavoastră, doamna Rodica Popescu-Viternescu, în care a spus așa: am murit de foame, am murit de frig, am de murit frică. De frică. F-urile, da, adevărat, bravo. De primele două am scăpat. De frică nu. De frică nu a scăpat. Nu. Și totuși, chiar dacă ați, au fost ani în care ați știut ce înseamnă foamea, suferința dusă la extremă, sunt mâncăruri pe care nu le-ați gustat până la vârsta dumneavoastră. Oho. Nu v-ați atins de niște feluri de n-am mâncat. N-am gustat până la 30 de ani, aproape nu mâncam salam de Sibiu. Salam până la de 30 Sibiu. De ani n-am avut palton. Eu am dus-o foarte... Așa cum să... Dar v-ați setat ceva mental să nu mâncați niciodată în viața asta? Ceva să nu mănânc, da, de la mama. Când eram mică, mama a făcut o prostie, recunoscut. Era mică și am auzit-o pe ea: eu nu mănânc smântâna de la lapte, a spus mama. Deci laptele se fierbe. Laptele și după ce se fierbe, natural. Da, după ce se fierbe... se face smântână. Uh-huh. Eu iau cu lingurița smântâna din cana mea și o arunc în cana lui bărbatul meu. În schimb, mănânc smântână cu disperare. Dar smântână. Nu smântână. Cu brânzică de... Dar nu pielița aia de smântână care se face pe lapte, pentru că am auzit-o pe mama: eu nu mănânc smântână. Și m-am luat după ea. Deci atenție, doamnelor, părinți, ce vorbiți față de copii, că influențați foarte ușor când sunt mici. Da, 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 da. Și păcat, că smântâna e foarte bună, înțeleg. Eu le mai spun mamelor din când în când. Treaba asta. Măi, vedeți și le spuneți copiilor, pentru că o să-i urmărească toată viața. Așa este. Dacă mama nu mănâncă nu știu ce sau nu știu ce, copiii o să refuze. Așa zeci e. De ani de acolo înainte să, da, să mănânce felul ăla principal. Nici nu vă dați seama, mamelor, cât de importante sunteți în viața copiilor voștri. Și noi, tații, că astăzi e și ziua noastră, știți că e ziua eroilor. Da, știu, știu. Deci spuneți-le la mulți ani bărbaților însurați. La mulți ani, domnilor bărbați însurați. La mulți ani și felicitări că rezistați. La mulți ani și domnului dumneavoastră. Și la mulți ani e Mircea, soțului meu, că reziști lângă mine. Știu, nu? Că pentru dumneavoastră, da. Soțul dumneavoastră e el și restul lumii. Adică nu există cineva mai sus, din punct de vedere sentimental, intelectual, decât soțul nici dumneavoastră. Nici nu există altul nici în nu România. Există. Mai deștept și mai frumos ca bărbatul meu. Ăsta este tare adevărat. Aș vrea să-l cunosc într-o zi. Păi într-o zi o să mai trebuie să mai citesc niște cărți până atunci. Niște biblioteci, iertați-mă. E frică să mă văd. Da, nu, e atât de drăguț, Mircea, și de... Da, acceptați în această seară să gustați ceva ce nu ați mâncat niciodată? Păi să văd dacă pot să gust. Ceva interzis, mama. Că, de exemplu, nu, asta nu. Nu-mi dați mie smântână asta. De la lapte, că nu o mănânc. Avem laptele aici. Nu. Dacă mănânc smântână, da, ce asta e smântână? Mănânc. Păi nu, avem și lapte. Și lapte, uite pahar. Uite, nu beau cu smântâna de la lapte. Eu beau smântâna, mănânc smântâna. Deci vedeți cât de important e cuvântul mamei? Câți ani aveați când v-a zis mama nu mâncați smântâna de la lapte? 5 ani, na. Imediat. Și de atunci niciodată nu v-ați atins. Jamais de la viață. Dați-mi o bucățică de pâine sau cozonăcel și mănânc puțină smântână. Cozonac cu smântână. Da, e nebunie. Da, da. Asta eu ouțele, ouăle le mănânc numai cu cozonac, să știi. Da. Da, însă nu pot să mănânc, dacă tot mă întreb de mâncare, lucrurile, de exemplu, puiul nefăcut ca lumea, la grătar. Îl tai și iese sângele din el. Nu mănânc. Carnea de porc nepătrunsă. Iese sângele, nu mănânc. Am greșit cozonacul.
Păi știu că am văzut că l-ați greșit. Unde-i, mă, ăla cu stafide? Nu există, că nu se găsește foarte special greu. Special am întors orașul pe dos ca să găsesc cozonacul cu stafide. Cine mi l-a... Le-i dau premiul ăla care îmi dă cozonacul cu stafide. Căluia care nu gătește sărat. Știți că peste tot la mezelul. Și că avem 1%, 2% sare. Au 7, 8, 9, ognă de sărat. Serios? Da. Măi, uite cât era nenorocire pe timpul lui Ceaușescu. Dar era un magazin de mezeluri nesărate. Dar era ceva o super, era o coadă acolo. Dar există așa ceva, acum totul este sărat. Foarte rar să găsești ceva. Puteți lua o bucățică de cozonac fără, fără nucă, dacă aici, nu vă place, da, dacă nucă, nu vă place nuca. Puțină smântânică, adică cât mai multă smântânică. Mâncați dumneavoastră. Și ce bunătate. Există mai ceva mai bun pe lumea asta decât cozonac cu nucă și cu topping de smântână? Smântânica e ceva foarte bună. Nu știu, e o smântână grozavă pe care l-am scos. Este, nu? Da. Elena, de unde l-a smântână? Ha? Din comerț. Din comerț. Din comerț. Bună smântână. Cât fierbeți voi ouăle astea? Doamne. Le faceți pietroaie. Ce mix. Ce bine îmi pare că o să le iasă niște ouă proaste, da, față de ale mele. Ce mix reușit între... Nucă asta, vedeți că e nucă. Adică nu, e cozonac cu nucă. Nu știu ce înseamnă... Nucă cu cozonac, de fapt. Cozonacul cu... Wow! Eu numai așa mănânc cozonac. Wow! De Paște, după ce sfințim coșarca la noi în Baia Mare, coșul cu, cu ceea ce gătește mama de Paște, venim acasă, așa mănânc și eu ou cu cozonac. Adică de sărbători de Paște și de înălțare, ouăle le mănânc cu cozonăcel. Frumos! Frumos de tot! Vreau să vă spun, dai voie să spun că am pui mine un spectacol? Mă lași? Pentru că mâncare e ca mâncare, dar eu sunt actriță și sunt și dramaturg. Fraților, sâmbătă, deci nu mâine, poimine, la cimitirul Belu, care e declarat muzeu, înțelegeți? E noaptea muzeilor, sâmbătă, 19 mai. Și la 8 și un sfert, am spectacol acolo, la cimitirul Belu. Țineți minte, acum câțiva ani am fost singura persoană care am deschis ciclul de aceste spectacole la cimitirul Belu, cu piesa mea Viață de cimitir, și au fost 7.000 de oameni. E, mâine, sâmbătă, nu mâine, e vineri, sâmbătă, poimine, voi juca un spectacol vesel, Chirița. Eu sunt Chirița. E un spectacol muzical, joc cu niște actori excelenți, Marius Bodoche, care s-a ocupat de acest scenariu, el s-a ocupat, cu Anca Sigartou, care este o mare profesionistă și o mare talentată, și cu cea care cântă la clape, Manuela Cara. Ea e în Canada, dar ne acompaniază. Și jucați în cimitir? Jucăm în cimitir. Nu știți ce scenă superbă. Belu este un monument, e de fapt un cimitir. Este muzeu, muzeu. Declarat. Da, da, deja e muzeu. O scenă superbă, cu ecrane stânga-dreapta, cu o sonorizare perfectă. Și vă spun că va fi un succes, pentru că acolo vine lume. Se vor distra. Eu sunt Chirița. Sunt o Chiriță atât de veselă, atât de plăcută, atât de cântăreață mare. Și când mor de plăcere. Din 10.000 de oameni, înțeleg, în de noaptea asta, noaptea se umblă. După, vreau să spun că programul începe de vreme. Da, de la 6, cu fel de muzici. După aceea, toată noaptea sunt spectacole de muzică, de dans, folclor și așa mai departe. Însă, la 8 și un sfert seara, noi avem Chirița, cu care am făcut turnee în țară și voi face, cu un succes imens de casă. Și cum jucăm în România, peste tot Chirița? Cu casa închisă, două, evident. 2-3 spectacole pe zi. Bagă de seamă, ce succes. Hai. Și acum să-ți mai spun că eu sunt dramaturg. Ați mai scris ceva. Păi a șasea comedie pe care... De cinci știam. Da, a șasea. O să am premiera la începutul lui iunie, la Crear Teatrelii. Teatrelii, una dintre cele mai superbe săli din capitală. E super, trebuie să vii să vezi. În piața la Hovari. Sunt măsuțe cu fotolii și în timp ce bei o cafea sau mănânci o prăjitură sau bei un suc sau chiar un păhărel de vin, nu prea multe, ci unul, două, te uiți la spectacol. Super. Și o să vezi spectacolul meu, o comedie care se numește, cum crezi? Cacialmaua. Veniți să vedeți Cacialmaua. Este a șasea comedie scrisă de mine, cu o echipă de actori senzațională. Păi joacă unul dintre cei mai mari actori din național, Tommy Cristin.
Țineți minte, Tommy, în Carcean Maua, joacă Cesonia Postelnicu, care joacă... Mamă, ce nume! Vai, Cesonia din licenii, toți licenii la rând, Cesonia Postelnicu, partenerul ei, Mihai Constantin, joacă Iuliana Călinescu. Păi da, Iuliana Călinescu, dacă vă spun că e mama lui Bendeac, o frumusețe de fată tânără, trebuie să vin cu ei să-i cunoașteți. Dom'le, pentru că dacă ea l-a născut pe Bendeac la 15 ani, ea poate să fie tânără și superbă mama lui Bendeac. În serialul acela lui cu băieți de oraș, da. De-aia joacă și în 5 femei de tranziție la mine, ca și Cesonia. O să vă întrerup numai puțin. Numai, hai să mai am doi oameni de spus, că nu se poate. Fulvia Folosea, o actriță tânără a Teatrului Național, superbă. Am niște femei talentate și superbe. Și bărbații, și Răzvan Hâncu, cel mai mare prezentator audio și video de pe pământ, Răzvan Hâncu. Și eu, Rodica Popescu-Bitănescu, pe care am scris-o, am regizat și joc. Dar sunt un personaj cam antipatic. Carcean Maua. Când e premiera? Carcean Maua. Este premiera, mai exact, sâmbătă 9 iunie. Am înțeles. Da, și avem trei spectacole la rând. Excepțional. Să veniți la Carcean Maua, la Teatrelii. Dar până un alta sâmbătă, apoi îmi veniți la Chierița. În cimitirul Belul, noaptea muzeelor. Sigur. După pauză, jurizăm ouăle, să vedem cui da, ce a ieșit mai bine. Credeți-mă, pariez toți banii mei pe ce a făcut Elena. M-a ajutat foarte mult. Da? Și după pauză, Elena, poți să te duci deja la frigider. O să-i dăm doamnei Rodica Popescu-Bitănescu să guste ceva ce nu a mâncat niciodată. De data asta nu v-a interzis mama, că nu știa mama despre chestia. E o surpriză. Ceva ce nu ați gustat niciodată. Elena va duce imediat livrarea. Să vedem dacă răspunde sau nu provocării. Doamna Rodica Popescu-Bitănescu, ne întoarcem.